România Dreaptă, PDL, politica dincolo de lozinci. Mulțumesc! Bine v-am găsit! Domnule președinte, niciun tsunami. Putem și fără Sorin. Putem și fără Stănișoară, deși eu nu anunțase ieri că astăzi dimineață o să fim la Măiedinți. De aseară, până acum, 350 de oameni ați văzut la televizor, ne-au așteptat la Măiedinți, unde am prezentat moțiunea. Partidul este important, mai important ca fiecare dintre noi. Dacă vom ști că cel mai bun prieten politic ne este Partidul Democrat Liberal și pe urmă unul sau altul dintre noi, atunci vom fi puternici. Dacă nu, nu. Am venit să vă prezint moțiunea noastră și de unde pornim? Doar câteva cuvinte de unde pornim. Am guvernat România în vremuri grele, indiscutabil. Am stabilizat-o prin măsuri aspre pe care am fost obligat să le luăm. Dar spuneam și la Convenția Națională din 2011 că dacă nu vom găsi un just echilibru între măsurile pe care le luăm și interesele partidului, partidul făcând parte din Națiunea Română, partidul nu este de altundeva, atunci s-ar putea să câștigăm bătălia cu criza și am câștigat-o. Ponta se laudă acum că se împrumută de pe piață cu 5%, dar asta este meritul guvernorului Boc pe care l-a sprijinit. Dar am mai spus un lucru. S-ar putea să pierdem inimile românilor. Și, din păcate, și asta s-a întâmplat. În vremuri de criză, toți care au operat în Europa au pierdut, cu o singură excepție, Letonia. Au fost 12 alegeri în 12 state. În 11 state, cei care au operat au pierdut, unii rău de tot. În Letonia n-a fost o bătălie între pe teme economice. A fost între proruși și un partid letonian. Și normal a câștigat Letonia. Un singur partid s-a menținut la putere, deci a luat în jur de 20% în Cehia. În rest, toți sunt în opoziție. Deci alternanța la putere nu ar fi o problemă. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că anul 2012 au însemnat cele mai polarizate și cele mai politizate alegeri din istoria României moderne. Și asta am văzut-o toți cei care am candidat. Pentru primar, consilier local, consilier județean, parlamentare și așa mai departe. Atât au fost de polarizate, încât n-a mai contat munca extraordinară a foarte multor aleși locali, președinți de consilii județene acestui partid, care și-au făcut datoria. Sorin Prun, să vedem de ce a fugit la ea. Câștiga bine la consiliul județean și pierdea Sorin. Hai să nu mai dăm după colți. Despre asta este vorba. Da? De ce a plecat acolo? O tromboane de liberaliști și de alte chestii. Deci, am pierdut 12 președinți de consilii județene și aproape 40% din primarea acestui partid. A venit vara, la 3 zile după ce a fost ales președinte de partid, l-au suspendat pe președintele României, la 3 zile. Toată luna iulie, referendum. Toată luna august, bătălia câți români suntem cu drept de vot. Și am fost de partea bună a lucrurilor, cu partid, cu tot. Am apărat România și statul de drept, l-am apărat pe președinte și bine am făcut. A venit toamna ca o continuare a referendumului, alegerile și n-am obținut scorul care mi-l-am dorit. 16,17%. Desigur, ne-am putea face că n-am primit destule semnale de la români. Am putea băga capul în pământ ca struțul, să spunem că nu s-a întâmplat nimic, că n-am știut să explicăm. Nu fac parte din această categorie de oameni și de aceea am decis împreună cu oameni cu multă experiență, cu care am câștigat multe bătălii, ca domnul Stolojan, domnul Flutur, domnul Hava de la Alba, domnul Florea de la Târgu Mureș și mulți, mulți alții. Cezar aici prezent, Marijan și alții, dar și cu oameni tineri, ca Valeria, ca Luca Turcan, ca Andreea Paul și alții, să depunem acest proiect politic. El este un triplu angajament față de dumneavoastră, membrii și militanții noștri, față de partenerii noștri europeni și, desigur, față de România.
Iar angajamentul pentru dumneavoastră l-a sintetizat în felul următor. În primul rând, un partid democrat liberal unit. Nu mai suntem la putere, nu mai apasă pe umerii noștri responsabilitatea guvernării, deci avem timp. Avem timp pentru a reconstrui acest partid de la firul ierbii, pentru că în trei sferturi din țară nu mai avem organizații statutare. Diferit ce îmi spuneți. Și trebuie să facem ce am făcut în perioada 2001-2004, de la firul ierbii. Să recâștigăm încrederea noi și să câștigăm alegerile viitoare, electorale, când vor fi ele. Nu doresc să aduc acest partid la guvernare pe ușa din spate, a cincea roată la căruță. Pentru ce? Să mai fiu eu și încă vreo doi miniștri? Să mai avem vreo 6 prefecți? Și să rămânem dezorganizați cum suntem? Nu. Un partid democrat liberal unit este acela care se revitalizează și se urește în jurul valorilor care au făcut să câștigăm atâtea competiții electorale. Eu am fost, sunt și voi fi un președinte care unește, nu dezbină. Nu îi împarte pe oameni în tineri și bătrâni. Aia de 40 de ani, dar ceva cu aia de 20, ceva cu aia de 50, dar cu aia de 60 de cu care sunt alături de 25 de ani în partidul ăsta, de 23 de ani. Eu voi fi președintele dumneavoastră dacă mă alegeți, un președinte al unui PDR unit. În al doilea rând, un partid democrat liberal puternic. Ce înseamnă asta? Obiectiv clar, câștigarea alegerilor generale. Dar până atunci avem anul electoral 2014, în care va trebui să confirmăm că suntem de adevăratele cel mai puternic partid de opoziție și să ne reconfirmăm, să ne reconsolidăm poziția în PP. Și să găsim împreună, numai împreună, un candidat la președinția României care să reprezinte cu cinste dreapta și să bată cu șanse pentru alegeri. Numai că un partid democrat liberal puternic este un partid care se bazează pe valori și are proiecte care rezultă din discuțiile dintre noi. Vor să vă dau exemplu doar două din valorile noastre fundamentale, dreptatea și libertatea. Oare, oameni buni, de câte ori în cei 3 ani, 4 ani de zile din urmă am fost nedrepti unii cu alții? Când vorbim de libertate, de ce unii aveau libertatea de a spune ce le trece pe în cap când doreau? Și alții trebuiau să tacă. După Convenția Națională din 2011, din iunie, a doua zi, după ce a fost reales domnul președinte Boc, președinte de partid, membrii și membri ale cabinetului cerau demisia la televizor. Voi au premier tehnocrat, ați uitat? Nu m-am numărat printre ea. Nu mi-am atacat niciodată conducerea partidului și membrii guvernului pe care noi îl susțineam. Acest dublu limbaj nu mai are voie să manifeste în partid. Acel partid care se bazează pe militanții lui, pe cele puternice, dar care și ține cont de poziția. Un partid democrat liberal puternic este acel partid care se bazează doar pe rezerva lui de cadre. Câți din directorii de concentrate mai sunt în sala asta? Numiți de noi. Din sutele de secretari de stat, minunii pe trei mi-a pus. Acum, dacă veniți, tot merge destul la chipul ăsta pe aviatorilor. Acest lucru nu se va întâmpla dacă mă alegeți în partid. În sfârșit, României. Numai că ele trebuie să rezulte din laboratoarele de zile, sunt și la județe, și la București, doar pe hârtie. Astfel încât am ajuns ca inginer să conducă învățământul, n-a fost cazul, mai departe. Lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Ele sunt duse mai departe în teritoriul de fiecare țară. Cei 3D, eu știu că nu le convin la unii, dar despre asta este vorba. Discutăm că trebuie să luăm decizia, dar după acea disciplină. Eu nu confund democrația cu orahia. Cui nu-i place, dacă mă alegeți și mai comentează, pleacă. Ca să ne înțelegem bine de tot. Democrație, 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 până luăm decizia. Dar dacă noi considerăm majoritatea dintre noi că asta e soluția, păi mergem prea mai departe. Cu oferta noastră, cine e cel mai bun să conducă partidul în perioada următoare? Pentru că 9 decembrie n-am făcut un scor grozav la nivel național la parlamentare.
Și e normal, am spus noi, alegeri la vârf. Dumneavoastră veți hotărâ. Pentru că vreau să vă aduc aminte Carașul. PDL-ul ăsta s-a înființat prin fuziunea PD-ului cu micuțul PLD. Mă gândeam, eu am parcurs invers decât Stânișoara. Am plecat de la putere din ministrul al agriculturii pentru o cauză și am înființat PLD-ul și apoi PDL-ul ca să nu ne apropiem de Ion Iliescu. Asta a fost în 2006. Și în 2007 am făcut PDL-ul care suntem astăzi și am câștigat noi împreună toate alegerile din 2008, 2009, 2010. Așa a fost. Și prezidențiale și două referendumuri la care am rezistat cu suspendarea președintelui Traian Băsescu. Sigur că am și plătit. După ce guvernez în criză, mai și plătești. Dar acum trebuie să avem capacitatea să recunoaștem ce am greșit, să ne vindecăm și să facem construcție sănătoasă cu ce echipă. Astăzi sunt aici umăr la umăr cu Vasile Blaga și cu alți camarazi de-ai noștri, pentru că noi credem în proiectul lui Vasile Blaga, un om care vine din interiorul acestui partid, a organizat acest partid și a condus campanii electorale la victorii. Am fost colegi când eu eram în PNL și dumnealui în PD și am condus campaniile lui Traian Băsescu pentru prezidențiale la câștig. A organizat, știe să organizeze un partid și altfel este când un om vine din filmul ăsta și altfel este când vrea cineva să vină în față, dar n-a prea trecut prin munca de partid adevărat. Reconstrui acest partid. De aceea, dragii mei, înainte de a... Eu cred că trebuie să trecem direct la sesiunea de întrebări. Ați fost prezenți în sală, nu am completări în plus, v-ați format opiniile. Dacă doriți, dacă aveți întrebări. Domnul Sănișoară spunea aseară că sunteți uzat și obosit. Cum comentați afirmațiile dânsului? Uitați-mă, arat obosit? Deloc. Ieri ați declarat că nu va mai pleca nimeni din... N-am făcut această partid. Declarație, am spus, nu? Eu am spus că nu cred că vor mai pleca. Dar, pe de altă parte, mă bucur, uitați, am auzit să spun lucrul ăsta, că suntem în opoziție. Caracterele se cer de data asta. Domnul după pute, dacă mă tot întrebați, dați-mi să vă și răspund. După ce ai fost la putere, în opoziție este mai greu. Unii colegi, desigur că nu știu partidul decât atunci când a fost la putere. Iar, până la urmă, iată caracterele să cer și sunt convins că vom fi și mai puternici pe viitor. Domnul Haba, declarat în urmă cu moțiunea dumneavoastră de celelalte moțiuni. Moțiunea dumneavoastră cu ce se deosebește fundamental de celelalte moțiuni. Păi este fundamental alta decât celelalte moțiuni, pentru că se bazează pe valorile care au consacrat acest partid, valori pe care eu nu mi le schimb de una la altul și pentru că efectiv prezintă o strategie clară pentru Partidul Democrat Liberal. Așa cum am spus și în sală, un partid unit, un partid puternic, un partid al soluțiilor. Și v-am explicat punct cu punct care sunt obiectivele pe care le urmăresc. Pe de altă parte, cei 5.000 de colegi care vin la convenție vor putea să aprecieze și ceea ce am făcut bine sau mai puțin bine fiecare din cei 3 candidați la funcția de președinte. Domnul președinte, cum vedeți la ora aceasta partidul? Ca pe Titanic, acum de acum 100 de ani, sau ca pe o legendă a Fenixului. Dumneavoastră vă referiți la... La starea... La, știu. Păi avem un imn care spune totul. Apa trece, pietrele rămân. Partidul va fi mult mai puternic și o să vă convingeți de asta. Domnul președinte, flacăra democrației a fost găsită la turnul Severin. Cea aruncată în Dunăre, aici, în Caraș. Orșova. A fost găsită pe la Orșova. Dumneavoastră, cum găsiți flacăra democrației aici, în Caraș, în partid? O reaprindeți? Da, în primul rând, flacăra democrației ca atare, să fiu bineînțeles, am primit-o de la președintele organizației Orșova, cea care fusese luată de primar și aruncată în Dunăre, a scăzut Dunărea, au găsit-o. Și desigur că o să o trimit la Cotroceni, pentru că a fost simbolul unei acțiuni unitare a partidului și a domnului președinte, a tuturor celor care apăram instituțiile statului și statul de drept. Deci nu aș vrea să introduc această temă în campania internă din interiorul partidului.
Domnule președinte, în 23 martie, după congres, se știe președintele interimar al organizației din Cara Severin și-a exprimat susținerea pentru moțiunea doamnei Elena Udrea, parlamentarul de Cara Severin, doamna Valeria Schelean, pentru dumneavoastră. Cum veți uni organizația după 23 martie? Dar mi se pare un lucru firesc ca fiecare din organizație să aibă propria opțiune, dacă o are, și e bine că o are. Ați auzit ce am spus în sala domnului președinte. Mă bucur că are opțiune declarată. Nu despre asta este vorba. Mă bucur că mă susține un coleg de mare perspectivă politică ca doamna deputat. Iată, tot spunea că sunt misogin, dar și dânsa mă susține și Raluca Turcan. N-am fost spus, am poate misogin. Și Raluca Turcan mă sprijină și Andreea Paul mă sprijină. Iată, trei doamne drăguțe, tinere și de mare perspectivă, fiecare foarte bine pregătită profesional în zona ei. Cred că se vor înțelege foarte bine, pentru că până la urmă va trebui să ne punem umăr la umăr, să reconstruim, cum bine spuneam, de la firul ieri de organizațiile. Și asta va da luni și luni de zile. Va trebui, practic, să muncim 7-8-9 luni de zile până când să avem alegeri adevărate și nu pe hârtie, cu organizațiile bine scrise, în ordine de bătaie, pe exemplu de votare, așa cum am făcut noi în perioada 2001-2004. Așteptați reîntoarcerea domnului președinte Traian Băsescu în Partidul Democrat? Dacă va dori, va veni. Și cât o fie de la capitolul ăsta, la ultimele alegeri din sânul formațiunii, l-ați avut oponent pe Boc, care direct sau indirect a fost susținut de Băsescu. Acum aceeași mărie, dar oarecum cu altă pălărie, cu Udrea. Fiecare, eu l-am spus, domnul președinte Traian Băsescu nu mi-a fost niciodată, l-am pus adversar, nici al meu, nici al partidului, poate să aibă opțiuni, nu despre asta este vorba. Sunt 5.000 de oameni care vor judeca cu capul lor. Fiecare cu capul lor. Domnul Fava a declarat în urmă cu câteva ore că va pleca în partidul care garantează că Alba Iulia va fi reședință de regiune. N-am auzit de asta declarație. Ce veți face dacă nu veți câștiga? Veți merge să reconstruiți dreapta în altă parte? Domnul cheamă Vasile Blaga, nu sorim într-un zăverde sau stănișoară. Domnul președinte! Și ca să fiu bine înțeles, eu am pierdut o bătălie internă în partid în 2011, în condiții pe care le știți. Da? Am plecat? Nu. Am rămas în partid, simplu membru de partid, nu mi-am atacat partidul, nici guvernul, deși unii dintre cei care susțineau pe domnul Boc în acel moment, membri ai cabinetului fiind, după zi, deci erau demisia și premier tehnocrat. N-am făcut parte dintre acelea. Ieri televiziunile prezentau o știre prin care dumneavoastră, Sorin Cruză Verde și domnul Sălișoară, ați avut o întâlnire. Dacă a fi adevărat și dacă da, și acuzași. Între timp asta și-au revenit. Tot aceleași televiziuni și și-au revenit. Despre ce a fost vorba? Un cotidian central, respectabil de altfel, de vreme încoace este trompeta uneia dintre candidații la președinția partidului. Și spune minciuni după minciuni. Iar, de exemplu, a spus că m-aș fi întâlnit cu Sorin și cu Mihai la Fenicia Hotel. Textual scria. Nu m-am întâlnit pentru că eram în Moldova, n-aveam fizic cum să mă întâlnesc și de altfel astăzi au revenit și spun că de fapt n-am fost eu cu cei doi, ci au fost cei doi cu Romeo și cu habar mai cu cine au mai fost, adică n-am făcut ca la vremea brușilor, n-a fost motocicletă, a fost bicicletă și de fapt nu i s-a dat, i s-a luat. Deci cam asta este teoria. Dar să știți, dacă mă întâlnesc cu cineva, beau o cafea, indiferent cum îl cheamă, dar asta nu înseamnă că vreodată va putea fi partener politic. Dar o negociere pe polul de dreapta. Cu ce să negociez? Eu mă rog în genunchi să ține Dumnezeu unit USL-ul, să plătească paușal toate porcările care fac poporul ăsta. Și o să vedeți că mai devreme decât vă așteptați, o să plătească. Împreună. O construcție de dreapta, Partidul Național Liberal. O construcție de dreapta în jurul Partidului Democrat Liberal. Pentru că Partidul Național Liberal nu are nimic de spus în această guvernare. Spuneți-mi, în buget, în proiecția, în construcția bugetare, în lege, de fapt, acum este și lege, o măsură de dreapta. Tăierea investițiilor de la 5 la 2% din PIB e o măsură de dreapta. Tăierea fondurilor pentru promova proiectele cu fonduri rambursabile cu 37% cofinanțării e o măsură de dreapta. Știți că de la 31 martie nu mai avem nici acordul cu Comisia Europeană. Încetează datorită acestui guvern. Ce vor păți toți cei care au proiecte pe fonduri nerambursabile, pe port, de exemplu? Cresc cofinanțările cu 10%. Ăsta e de dreapta? Spuneți-mă o măsură de dreapta propusă.
Din păcate, pentru posibil post de președinte, PNL-ul se vinde cu totul PSD-ul. Și tot ce există voci care regretă alianța, da, chiar din Sinul Liberal. Eu regret. Alianța, da, una din voi sunt eu. Domnul Această alianță... Și domnul Frunză-Verde s-a exprimat de mai multe ori. Iată că ne putem și înțelege din când în când. Acea alianță a făcut foarte multe pentru România. De exemplu, am intrat la 1 ianuarie 2007 în Europeană și era și Flutur ministru, atunci eram și eu, era și Monica, era și Anca, era și Sulfina. Deci n-am făcut treaba în alianță de toate și adevărat. Domnul președinte. Gata, ajunge, vă mulțumesc. Că... Domnul președinte. Să ne spună de ce vă susțin. Am spus și în sală, în fața tuturor colegilor care m-am ascultat astăzi, susțin cu sinceritate moțiunea domnului Vasile Blaga, fiindcă cred că este un proiect al unității Partidului Democrat Liberal. Este un moment în care toți dintre noi, toți membrii PDL, trebuie să ne unim într-un scop comun. Este un proiect care ne face cinste și mă bucur să fiu printre cei care au semnat moțiunea Vasile Blaga și o susțin așa cum este prezentată de dânsul și cum a susținut. Domnul președinte, încălzirea aceea înaltă, la etajul 2, este Sorin Frunză-Verde. Vă rugăm, vă rog, transmiteți-i cu un mesaj în acest moment. Și în termenul sănătate și să aibă pași fericite.